Bună seara și bun găsit la Lumea în Obiectiv. În această seară ne bucurăm să avem și surprize. Este o ediție cu surprize. Și când spun asta, veți vedea despre ce e vorba. Când oamenii se cunosc de mici, este bine să se reîntâlnească. Și reîntâlnirile întotdeauna sunt cele mai frumoase și cele mai pline de viață, pline de dragoste și amintiri frumoase care îi leagă, poate, la un moment dat, de prietenii care să dureze veșnic. În această seară, pentru Roxana, este o surpriză, Roxana. Am o surpriză pentru tine, bună seara, bine ai venit de la Sibiu. Ai mai fost cândva de demult în edițiile noastre ale emisiunii. Alături de noi este Sebastian George. Dacă îl cunoști, am înțeles că vă cunoașteți de mici și am să-l salut și pe el. Bună seara, Sebastian. Bună seara, cu respect, cu respect. Da, ne bucurăm să fim împreună și iată că să avem poveștile voastre de la Sibiu în direct și să ne bucurăm de ele și să învățăm în același timp lucruri frumoase din viața voastră. Da, mulțumim foarte frumos că ne-ați invitat. Să știți că Roxana nu știa nimic de prezența lui Sebastian și iată că acum Roxana e pusă în fața faptului împlinită unei surprize. Da, că plouă afară. Bun, haideți să vorbim puțin despre fiecare dintre voi să vă cunoaștem. Roxana, vorbește-ne puțin despre tine și apoi Sebastian. Am 27 de ani, mă numesc Roxana, sunt din Sibiu, am 10 aparate spastică care au fost descoperite la vârsta de 9 luni. Ce mai putea să spun despre mine? Îmi place să scriu poezii, să cânt, să mă plimb prin natură. Așa. Și dacă vorbim și despre școală, îl întrebăm și pe Sebastian câteva lucruri. O să ne spună el imediat în direct despre el, cum este să despre el cum de unde e, care este problema lui de sănătate. Bună seara, dragi telespectatori și spectatori. Eu mă numesc Lucian George Sebastian, am 30 de ani. Așa? Sunt din județ Sibiu, mai exact orașul Arig, și am fost lovit la vârsta de 7 ani de o mașină. Am avut un accident de mașină și am avut o cumpănă foarte mare în viață. Am avut traumatism craniu, am fost diagnosticat cu traumatism craniu cerebral. Am fost am stat în comă 2 săptămâni, adică 14 zile, n-a știut despre mine nimic, a fost în comă profundă. Și datorită voinței mele și rugămințile părinților mei și a celor dragi la Dumnezeu, sunt astăzi ceea ce mi-am dorit să fiu, să pot munci, să fiu pe picioarele mele. Aș vrea să știu care a fost cursul vostru educațional, așa pe unde ați mers la școală, Roxana, dacă ne poți spune cam. Am înțeles.
Câte clase ai reușit să faci? Și ai și mai departe? Ai mers mai departe? Ai mai făcut ceva? Și te mai gândești să mai faci ceva pe linie educațională, să mai continui? Nu știu dacă aș mai putea continua, pentru că vă dați seama și când am fost la liceu, na, mama stătea cu mine în clasă, scria de pe tablă. Am înțeles. O să merg și cu 12 clase, adică... Da, e în regulă. Sebastian? Eu am făcut o clasă școala generală, după care am dat la școala de arte și meserii, unde am făcut 12 clase, continuarea până la 11-12 clase și dintre care 11 clase am făcut la școala de meserii încă 3 ani, după care am avut ocazia să mergem la liceu la zi cu niște diferențe și am făcut în final 13 clase, adică 12 clase la zi. Da, foarte frumos din partea ta. Tu ai mai mers mai departe sau te-ai apucat de muncă sau ai făcut altceva? Da, între timp eu m-am angajat de asta, am făcut liceu la fără frecvență. Și nu, am dat și bac, într-adevăr, am picat la o singură materie și din cauza asta eu atunci am avut altă situație, că puteam să continui cu bacul și am fost la în stațiune și n-am putut să dau diferența la bac și n-am mai continuat să mai dau bacul. Am pentru moment a renunțat pentru că mi-am dorit să mă angajez, să lucrez, să fiu. Bun, am înțeles, este un lucru foarte bun și lucrezi de multă vreme, te-ai angajat? Am angajat de 4 ani. Foarte frumos, foarte bine. Ce lucrezi? Sunt marochiner, la marochinărie. Foarte frumos. Roxana, tu? După cele 12 clase, mi-ai încercat să te apuci de un lucru, de ceva, să te integrezi în societate într-un fel sau altul? Nu, n-am mai încercat. Am mai tot căutat centre din astea de zi, dar nu prea era pentru mine, în sensul că erau mai mult din astea probleme psihice și atunci, na. Am înțeles. Să comunic mai mult, am cu cine să vorbesc. Am înțeles. Spune-mi în același timp, cum v-ați cunoscut? Care are curajul să spună? De când vă cunoașteți voi așa? Pentru că am tot observat că sunteți prieteni foarte buni de ceva vreme. Vă văd foarte buni și mai ales că sunteți din aceeași zonă. Mă gândesc că vă știți de multă vreme și m-am gândit să vă invit să discutați cum sunteți tratați, apoi vom vorbi despre cum sunteți tratați în Sibiu ca persoană cu dizabilitate și cum vă descurcați. Dar tare interesant e cum că v-am văzut mereu împreună și o prietenie frumoasă, ca să-i spunem așa. Stai să o luăm pe rând. A vrut să vorbească Sebastian și apoi vei vorbi și tu, Roxana. Poate să spună Roxana și după... Ok, dă cuvântul Roxana, Sebastian și apoi respectă fetele. Asta e un lucru frumos. Noi ne-am cunoscut de mici, adică
știu. Mamele noastre s-au cunoscut de când eram noi mici. Este că noi ne-am remarcat când aveam eu vreo 16 ani. El cred că în jur de 18. Da, undeva. Foarte frumos și s-a legat o prietenie de la întâlnirile astea, la recuperare, mă gândesc că acolo v-ați întâlnit. Da. Asta e un lucru bun. Să vă ajutați unul pe altul, este un lucru bun. Revedeam acasă, nu ne-am întorceam înapoi. Și, da. Am înțeles. Bun, Sebastian. Eu pot să spun, mi-aduc aminte cu drag de la recuperare, o cunosc pe doctoana și de când eram micut, mi-am dorit, eu de atunci mi-am dorit să fiu cu doctoana, numai că au mai intervenit alte... Astea sunt inerente, nu sunt probleme atât de mari. Sunt lucruri mici care se pot rezolva. Important este că v-ați reîntâlnit și puteți să vă faceți unul pe altul fericit. Până la urmă, fiecare ajutor, fiecare încurajare, fiecare zâmbet contează unul pentru celălalt și, de ce nu, acceptare și respect e foarte binevenită pentru fiecare suflet care are nevoie de acest lucru. Asta este important, scuze că am intervenit peste dumneavoastră. Nu, stai liniștit, este în regulă. Vorbim puțin despre cum voi sunteți tratați în Sibiu, cum vă simțiți voi tratați de oameni în Sibiu, dacă sunteți bine tratați ca persoană cu dizabilitate. Eu, din punctul meu de vedere, când ne deplasăm cu mijlocul de transport în comun sau sunt oameni care nu-i cunosc și sunt săritori, te ajută fără să le ceri ajutorul. Uneori sunt și șoferi de autobuz care te ajută fără prea mult cerere de ajutor. Asta e un lucru bun. Eu consider că sunt oameni destul de deschiși care să vadă partea frumoasă a paharului. Da. Roxana, aveți prieteni? Da, am încercat, cel puțin eu am încercat să fac prieteni, în sensul să fac prieteni de cupluri, așa să mai văd și eu în stânga și în dreapta cum se mișcă lucrurile. Majoritatea sunt din perioada de când eram la recuperare, dar nu, prin Facebook-ul ăsta am luat legătura puțin mai târziu, dar bine că am luat-o. Da. Da, am văzut toate în intermediul Facebook-ului. La tine, Roxana, cum te descurci? Cu cine ieși afară? Pentru că mă gândesc că pentru tine este mai greu să poți. Cine are grijă de tine? Cine se ocupă de tine mai de aproape? În interiorul casei e mama, dar și mama are ceva probleme de sănătate de la un timp și nu mai poate urca scări foarte așa să fugă, nu mai poate merge foarte mult. Cu mijloc de transport mai poate merge. Da. Cine te scoate afară? Cine iese cu tine la plimbare? Cine iese cu tine poate la cumpărături, la nevoi? Păi, baby, asta cel mai mult cu mine și, mă rog, când nu-i Sebi mai găsesc câte o prietenă. Dar Sebi se ocupă în special de tine. Se pare că și-a pus toată inima să te ajute. Da, să sperăm că va fi bine. Cu siguranță va fi bine, că omul este destul de dedicat, de cum am văzut din poze, te duce în destul de locuri frumoase din Sibiu și acum o să-l întreb pe Sibi ce-l determină să facă acest lucru, că prea puțină lume se înhamă la un astfel de joc și zice, domnule, eu sunt gata să te ajut așa cum ești ca persoană. Da, pot să vă spun cu respect și cu multă încredere în voințele proprii
și eu am avut nevoie de ajutor și din cauza asta mă gândesc la doamna foarte atent că are nevoie de ajutor și trebuie să aibă pe cineva tot timpul cu ea să o ajute în orice... În orice problemă. În orice... Da, unde are nevoie să se deplaseze. Exact. Aveți distanță mare între voi, Sebi? Eu acum sunt la 20. Stai așa puțin, Roxana, să spunea el ceva, 20 ceva, 30 de kilometri, parcă? 25 de kilometri, 30, da. Acum, momentan. Și cum faci deplasarea? Vii zilnic și o ajuți în nevoile ei sau o dată la săptămână, de două ori, pe trei ori pe săptămână sau pe weekend? Cum? Eu am hotărât și doctorana poate să confirme că în cursul săptămânii o să ne vedem, dar mai rar, că nu da. Știu exact cum îți, dar în principiu vinerea, sâmbătă, ne putem vedea în oricând. Da, pentru că am văzut foarte multe lucruri frumoase pe care le faceți voi și mai ales tu care ești foarte implicată de a ajuta-o în nevoile pe care le are și este un lucru deosebit și de admirat la tine, Sebi. Și pe deasupra, Roxana cu siguranță te prețuiește foarte mult pentru lucrul ăsta și ar trebui să se gândească foarte bine, mai ales că tu ai lăsat prin cuvintele tale că ești hotărât să mergi până la capăt cu Roxana de a ajuta-o și de a fi partenerul potrivit la locul potrivit în viitoarea căsătorie, de ce nu? Pentru că el observ că se gândește către drumul ăsta, Roxana. Ce zici tu de lucrul ăsta? Eu aștept să văd ce face să facă el pe viitor. El cred că i-a făcut, auzi, el cred că i-a făcut deja, numai că știi cum e, acum făcând ideea că el vine și te ajută în zilele pe care el le poate și le dedice tot timpul ție, asta este un pas uriaș către tine. Acum, tu sunt fel convins că îl prețuiești și lucrurile astea ne bucură când oamenii se pot ajuta și interesant că și el are o dizabilitate și cu toată dizabilitatea pe care o are, el e gata să te ajute în orice moment. Deci, e lucru frumos ce se întâmplă. Haideți să vorbim puțin și despre ce face Roxana, Sebi, pentru că am văzut că ea e cu poezie, cu mai multe lucruri de astea, talente. Spune-mi dacă, ce talente ai și dacă ai reușit să duci unul la capăt, pentru că la un moment dat vrei să scoți o carte sau nu știu dacă ai și scos-o între timp, această carte pe piață. Spune-mi câte ceva despre lucrul ăsta. Da, am făcut o formată de fe, dar nu am reușit încă să scot pe viitor apropiat. Carte de poezii, nu? O carte de poezii, un volum de poezii. Da, am adunat așa mai mulți ani, că eu scriu poezii de pe la 12 ani. Care este așa tendința poeziilor? În ce domeniu le scrii? Care e? Păi, credință, iubire, natură. Despre ce observ eu de obicei, așa am vrea de zi cu zi. Ce părere ai despre oameni? Despre oameni? Depinde, sunt și oameni buni, dar mai greu, așa, mai rar găsești oameni buni. De obicei, oamenii se apropie dacă au un interes. Dar nu știu cum să zic eu. Da, am înțeles. Sebi, da. Acum e rândul tău să te întreb câte ceva. Da. Poate.
Trăim într-o lume în care, cu siguranță, poate te întâlnești cu obstacole. Da. Spune-mi, te rog, care a fost cel mai greu obstacol în viață pe care l-ai trebuit să-l treci? Singurul obstacol dintre cele mai mari a fost problema asta de sănătate, care a accidentul care l-a trecut, ăsta a fost un obstacol foarte mare. Dar cum ești perceput de oameni la muncă? Cum ești integrat în societate? E bine acolo la muncă? Da, oamenii te prețuiesc? Te ajută? Adică... Da, să știți că eu, din punctul meu de vedere, văd că sunt oameni care mă ajută și sunt oameni care nu, deci mă ajută, dar nu îmi dă foarte mult atenție ca alte persoane. Care, dacă tot ai vorbit de atenție, de unde primești tu cea mai multă atenție? Din partea persoanelor cu dizabilități sau din partea persoanelor valide? Întrebarea asta e o întrebare mai cu dus și contos. Da, cu cine te înțelegi mai bine dacă vrei să te iau așa? Cu cine ești în relații mai bune? Cu cei valizi sau cu cei cu dizabilitate? Eu mă înțeleg foarte bine cu mama, cu fratele, cu cei apropiați și cu ceilalți de cu cei care mi-a spus dumneavoastră invalizi. Valizi sau invalizi, mă rog, depinde acum. Exact, scuze că... Nu-i nicio problemă, Sebi, știm că se boții mari, mergem la Roxana, pentru că Roxana la un moment dat era foarte sociabilă cu persoanele cu dizabilități. Mai ai grupurile alea, mai ești pe acolo, mai socializezi, mai ești cu lumea, întocmai, pentru că... Aveam impresia, băi, dacă persoană cu handicap... Bun. Să înțeleg că poeziile le-ai făcut publice pe undeva? Se știe despre... Publice, dar mi-au făcut, m-a ajutat cineva să fac un PDF și le-am format. Bun. Poate că ne vei și recita o poezie, nu? Ce zici? Păi nu știu dacă o să vă descurc, dar o să vă recit prima mea poezie pe care am scris-o la 12 ani. Inima mea goală, sufletul meu gol, că nu pot să merg, eu în fine non. Dă Doamne în viață multă bucurie și multă speranță că de asta vreau. Părinții să aibă încredere în mine și să mă iubească tot așa mereu, să-mi fie alături la bine la greu, că te iubesc din sufletul meu. Foarte frumos. Și mă gândesc că și alții mai postează acolo sau fac o pagină de Facebook cu poeziile tale ca oamenii să le vadă și să le recomandăm, de ce nu, să o aprecieze și... Da, scrii acolo și distribui și inviți toți prietenii din listă să o aprecieze și apoi să distribui din acea pagină poeziile tale, să le postezi și pe pagina ta, pentru că este bine să faci cunoscut acest talent. Ce alte daruri mai ai pe lângă poezie? Cu ce te mai... Îmi place să... Da? Aici, așa... Mai nou m-am apucat și de desenat. Foarte frumos. Cam... Cândva lucrai și la radio, nu mai, dacă mi-aduc bine eu aminte. Da, am încercat ceva, dar oricum eram foarte emotivă și nu prea ieșeau acolo. Nu prea ieșeau. Dar uite că
admirabil în această seară, te descurci excelent de bine, deci ești în formă mai bine decât poate că te-ai fi gândit. Asta e un lucru minunat, să ne bucurăm că poți colabora atât de bine. Sebi, da. Spune-mi, cum te descurci în casă? Faci toate lucrurile tu? Pentru că stai cu părinții? Pentru că mă gândesc că... Deci dați-mi voie să vă explic situația. Deci eu stau singur în casă. Nu stau cu părinții. Stau singur, nici cu fratele. Și eu mă gospodăresc singur. Eu îmi fac mâncare. Dar nu prea e ok să mă laud. Dar nu, e. Vreau să te întreb cum te descurci tu. Deci nu este vorba de o laudă, ci este vorba cum tu învingi dizabilitatea prin abilitățile pe care le ai. Nu trebuie să te gândești că te... Fac mâncare, bag în mașină hainele, spor, le întind. Curat în casă, nu? Este nevoie, sigur, curat. Sau cu mătura, sau cu aspiratorul, sau nu este o problemă. Foarte, foarte drăguț. E încă o dovadă că dizabilitatea ta nu ar exista și o învingi prin multe abilități pe care le ai. Merg la Roxana și o întreb cum se descurcă acasă, că zicea că primește totuși ajutor de la mămica, dar mă gândesc că faci și tu ceva acasă. Nu stai așa cu mâinile în sân, nu? Păi, o mai ajută mama dacă mă pune așa să mă ajute, mai dau câte ceva sau așa, mâncare nu știu să fac. Spune-mi, tu cu mâinile te poți ajuta de ele sau doar cu piciorușile sunt probleme? Nu știu, mă gândesc că... Cu stânga, da, cu dreapta mai puțin, cam 50%. Da, am înțeles. Dar te-ai mai recuperat de când ai avut problema, de când o ai, ai simțit că ai mai evoluat spre bine sau mai rău? De când mergi la recuperare și faci asta? Fizic, da, nu știu, mi-a mai revenit așa cât de cât. Când eram mică, nu puteam să stau nici în fund. Mergeam în patru lade. Da, ce să zic, a fost așa mai evoluțional. Mergi doar cu scaunul rulant sau mai poți merge și cu cadru? Că din ce spui că... Din casă, așa până la toaletă și înapoi, din cameră cu cadru, da. Ce ți este cel mai ușor să faci și ce este cel mai greu să faci? Cel mai ușor? Da, cel mai ușor. Nu știu. Lucrurile pe care le faci tu cel mai simplu în casă, nu știu, ca orice fată, ca orice tânără. De exemplu, să spăl niște vase, niște pahare, nu mi se pare foarte greu. Nici mâncare nu mi s-a spălea foarte greu, dar că nu prindeam cu focul, pentru că mama întotdeauna m-a ferit de foc. Da. Ei, vei l-ai pe Sebi aici, care văd că va deveni un mare bucătar, deci care s-ar putea să fie de mare ajutor pentru viitor și se pare că tu o să fii ucenica lui și o să înveți și tu. Da, tot ce este posibil. Da. Răbdare. Scuze de intervenție. Da, zi, te rog, poți să intervii ori de câte ori vrei să spui ceva, nicio problemă. Ce zici, Roxana? Ia uite ce spune Sebi. Viața e mai ușoară în doi decât în unu. Bine, eu cum să zic, nu știu cât, nu
Păi, gândește-te. Da, pregătit cred că a fost cam de mult, că uite, a venit și te ajută în fiecare lucru. Dacă se îngrijește de tine cu mare atenție, lucrul ăsta înseamnă că deja este pregătit de orice obstacol. Și dacă poți să-l ajuți, el observ că în toate lucrurile pe care tu nu le poți face, el este dispus să te ajute. Și asta e un lucru foarte frumos. Acum tu trebuie să ai încredere în el și mai ales de lucrurile pe care le-a făcut până acum și le-a demonstrat. Mă gândesc că față de tine, mai ales că sunteți acolo în Sibiu, a demonstrat câteva lucruri care tu poți să îi dai girul sau să nu îl dai. Asta rămâne la alegerea ta. Acum eu mă rog la Dumnezeu pentru generația noastră și acum sper pe el va găsi și oportunități. Da, ideea e că rămâne și alegerea voastră dacă vreți să faceți. Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar în același timp și acceptă deciziile voastre finale. Bun, haideți să vorbim puțin despre Dumnezeu, pentru că ați vorbit despre Dumnezeu, despre credință, despre lucruri care cred că sunt foarte importante pentru voi în viață. Sebi, spune, da, te rog, te întrebam despre Dumnezeu. Câtă importanță are în viața ta? Este cel mai important din punct spiritual, moral și fizic și psihic și din toate punctele de vedere. Cu nădejde și cu încredere în Dumnezeu sunt ce am făcut și vă face ceea ce pot și ceea ce sunt. Bun. Roxana, e întrebare comună acum. Dar n-am înțeles întrebare. Da, îmi spuneam câtă importanță are Dumnezeu în viața ta și cum îl percepe Dumnezeu în viața ta. Pot să zic că de fiecare dată când m-am rugat lui sau așa, Dumnezeu mi-a arătat anumite semne. Prin faptul că mi-a zis, pleci din locul ăla sau rămâi în locul ăla. Chiar dacă te spun să venim mai târziu, el mi-a dat răspunsurile dorite. Mă oferim mereu de pericole. Așa? Bun, uite, domnișoara Diana Cristina Dobai vă scrie în felul următor. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe amândoi. Felicitări, Sebi, și ceea ce faci e aceasta pentru această relație. Bun, ia uite, ai primit și felicitările de rigoare. Mulțumim, Diana. Iată, vezi, lumea apreciază efortul lui Sebi pentru tine, Roxy, și lucru foarte frumos. Ne bucurăm pentru lucrul ăsta și aș vrea să merg mai departe, pentru că văd că ești hotărâtă să ne spui. Spune-ne ce-ai face dacă ai fi pentru un an președintele țării. Cine? Eu? Da, Roxana. Care mentalitate? Despre ce e vorba? Știți, mentalitatea oamenilor sănătoși e, fie se gândește, dacă vede un tip sănătos cu o tipă sănătoasă, zice, apoi ăsta nu va sta mult cu asta. Dacă vede două persoane cu probleme, apoi ăștia cum se vor descurca împreună? Să știi că sunt persoane în ambele în scaun rulat și se descurcă. Sau ambii sunt nevăzători și s-au descurcat de minune și poate că au mai bine în casă decât o persoană validă sau o familie validă. Mentalitatea o schimb greu, știi cum e. Deci să înțeleg că mentalitatea de percepție a persoanei cu dizabilitate, nu? În viața lor. Da. Sebi, care este țara în care tu ți-ai dorit să trăiești și care este țara pe care o vezi, care se mulează pe nevoia ta și ai vrea să o implementezi în România? Deși eu am mai fost
plecat în altă țară, dar eu aici, în țara românească, este cel mai bine, zic eu. Dacă aș fi pentru un mandat președinte, două, nu știu, în primul rând aș crea locuri de muncă pentru toate persoanele de orice. Și favorizate și nefavorizate. Bun, vreau să le spun telespectatorilor noștri și ascultătorilor noștri că vă pot pune întrebări și să vă, așa, să vă întrebe din orice și ce doresc ei pe Roxana și pe Sebi, care sunt din Sibiu și se cunosc de micuți copii, de când erau în fașă, poate chiar părinților se cunosc și ne bucurăm să-i avem împreună și chiar poate vor fi împreună pentru o veșnicie și asta e un lucru tare drăguț. Diana, vă punem următoarea întrebare. Dacă n-ați fi avut dizabilitate, ce ați fi vrut să faceți în viață? Roxana răspunde prima și apoi Sebi. Probabil că mi-ar fi plăcut să cânt. Dar să știi că și în căruțior poți să cânti, nu e o problemă. Pe abilitățile pe care le am acum, adică... Da, dar dacă nu ai fi avut dizabilitate deloc, pentru că și în căruțior poți cânta, ce ți-ai fi dorit să faci cel mai mult? Probabil asistență socială, ceva, nu știu. Sebi. Eu mi-aș fi dorit să mă fac un pictor, să pictez biserici, să pot să călătoresc și prin faptul ăsta aș picta biserici, aș vedea prin pictură și o arhitectură care... Arhitect, vrei să spui, da, am înțeles. Exact. De călătorii, să știi că poți să o iei pe Roxana și să călătoriți în toată lumea, nu e o problemă de asta. Da, știu, asta normal. Și eu pentru mine nu văd dizabilitatea o piedică în a reuși în viață, nu? Un obstacol, da, în calea vieții. Bun, haideți să facem un lucru, de fapt o să fac două lucruri. Prima dată o să vă întreb pe voi cum vă caracterizați și apoi vă fac surpriza cea mare, nu știți la ce vă așteptați, dar o să vedeți după aia. Începem cu domnișoarele și terminăm cu domnișorii, da? Deci Roxana și Sebi. Nu, eu ziceam cum vă caracterizați voi, personal. Da, după aia discutăm despre cum îl caracterizezi tu pe el. O fată sufletistă, o fată romantică. O fată care place să vadă dincolo de ceea ce vrea să lase omul. Hai să vedem pe Sebi ce ne spune despre el. Eu mă pot caracteriza în felul următor. Sunt un luptător, adică îmi place să lupt cu obstacolele care îmi stau în viață, în față, pentru că știu că dacă îți doresc să le treci, le treci. Una la mână, a doua la mână, sunt un romantic. Înrăit, nu? Da. Deci se pare că aveți 6 mânări. E bine. Da, sigur că nu este momentul, nu tot timpul. Da, am înțeles. Îmi place să compun
poezii sau să cânt. Da? Ia, se pare că voi cu cântatul amândoi aveți un talent comun. Acum am aflat, nu știu, nu. Uite, mai afli ceva nou despre Sebi în cadrul emisiunii Lumea în Obiectiv. E lucru foarte frumos când aflați lucruri noi despre voi. Haideți să vă faceți caracterizarea, pentru că mai ai ceva să ne spui, Sebi, ca să știu, ca apoi să-i dau microfonul Roxane ca să te caracterizeze. Nu, nu știu, nu cred. Bun, dacă e ceva, mai intervenim pe parcurs. Roxana, da. Caracterizează pe Sebi. Un băiat luptător, uh-huh. Un băiat optimist. Visător, dar ca și tine, nu? Sau cum? Da. Un băiat romantic. Doar aici se oprește? Caracterizarea de atâția ani frumoși de când vă cunoașteți? Da, intervii dacă e după ce Sebi te va caracteriza. Dacă da. Sebi, este timpul tău să o caracterizezi pe Roxana. Roxana are un suflet bun, curat, romantică, vreau să precizez că are potențial. Ceea ce și la mine nu lipsește, că am văzut și vreau să vă... Adică ai potențial, ai potențial. Potențial. Asta a spus, da. Să-l auzim mai departe. Da, și este o fată atentă. Așa. Știe să vorbească când trebuie. Și are spirit de echipă. Da, foarte frumos. Știe să organizeze unele lucruri. Evenimente, am înțeles. Exact, chiar dacă nu mă exprim eu bine. Te exprim foarte bine, fii liniștit, pe înțelesul tuturor. Așa? Știe ce vrea. Când face. Deci o fată hotărâtă, așa, nu, nu te joci cu Roxana. Nici nu se pune în discuție problema asta. Bun, haideți să discutăm puțin. Mai ai să ne spui? Mai? Ca să știu. Da. Da? Da, spune-ne tot. Spune-ne că e timp, e vreme. Este exact așa cum mi-am dorit să îngăsesc o prietenă. E o prietenă de suflet cu adevărat, nu? Exact. Roxana, mai ai ceva de completat? Nu știu deocamdată. Bun, mergem un pas mai în față și să-mi spuneți care e mentorul tău. Mentorul tău, după ce te ghidezi în viață? Roxana. Vă referiți la oameni sau... Oameni? Acum fiecare se poate ghida după ce vrea, după Dumnezeu, după om, nu știu. Ideea e că eu am pus întrebarea după cine te ghidezi, care îl vezi tu mentorul tău, după cine te sfătuiești, cu cine te sfătuiești sau... și psihologi în adolescență. Acum am o
Bun. Bun. Ce-ai detestat în viață, Sebi, cel mai mult? Ce-ai detestat? Ce-ai urât tu? Ce nu ți-a plăcut? La oameni, la lucruri? În viață? Da. Păi, nu știu Dacă ceva nu ți-a pot plăcut la oameni, la ceva, ce nu ți-a plăcut să vezi sau... Bun, atunci îmi spui ce să mentor, ce mentor ai tu, cu cine te sfătuiești tu cel mai vă da. mult? Timpul când bunica mea, adică mama lui mama mea, era în țară, stăteam, vorbeam cu mama, cu bunica. Când mama stătea aici, povestea și cu mama, eram... Deci, am și cu mama, și cu bunica, și cu mătușa, și cu fratele uneori. Și acum, în momentul de față, să știți că mai discut cu mătușa mea probleme Mai apropiat așa. legate despre anumite situații, cum ar Deci fi... tot mătușa este. Bun. Da, pentru că este mai aproape, fratele are familia lui, mama stă la Sibiu Da. și na, Da. Bun. nu, și eu cu mătușa mai aproape. Am înțeles. Roxana, ce detesti în viață? Care e lucrul care îl detesti? Detest minciuna. Detest-o, detest-o. Bun. Aș vrea să știu de la voi lucru comun acum. Despre familie puțin, cât v-a susținut, cât v-a fost de ajutor, câtă importanță sau rol au avut în dezvoltarea voastră personală și profesională. Roxana și Sebi. Da. Hai, o luăm cu Sebi și apoi cu Roxana. Vă pot spune că familia a avut un rol foarte important în viața mea, mai ales atunci când eu eram la spital și venea la mine și mă aducea acasă și stătea cu mine la spital, foarte important rol a avut fratele meu, m-a ajutat foarte mult în viață, m-a ajutat să merg chiar dacă era oprit de la spate de părinții mei că ai de grijă și așa. Eu totuși am vrut ca să merg și m-a ajutat pe lângă părinți, așa, mai departe. M-a ajutat foarte Deci mult. fratele era mai aproape decât părinții tăi. Da, erau și părinții mei, dar părinții mei erau la lucru și na. Dar ei te-au Nu... ajutat în dezvoltarea ta personală și profesională, au avut un Exact. aport, te-au încurajat, au făcut ca viața ta să fie frumoasă. Da, m-au ajutat destul de mult. Eu tatăl l-am pierdut la vârsta de 18 ani și am rămas cu fratele și cu mama și mama m-a susținut să mi-a, când am mers la școală, mi-a spus, uite, te duci la școală, vezi de școală, vezi, ca să faci îți faci și un viitor și ceva pentru tine. M-a încurajat și am fost la școală, am făcut școală, Foarte m-am frumos. angajat între timp și Ești mulțumit de ca... ce faci, ce ai realizat. Da,
Ținând cont că am avut problemele care le-am avut, dar uite, văd că viața îți oferă, nu, viața în principal îți oferă mult mai mult decât îți poți imagina tu însă singur. Bun, asta referitor la mine. Foarte, foarte bine. Ai fost un luptător, cum spunea Roxana, un învingător în fiecare obstacol, lucru bun. Roxana. Eu am avut-o mai mult pe mama, tata fiind așa, o fire mai sever, așa, nu, no, m-a iubit și el în planul lui. Te-a mai iubit, doar așa, o, din când în când, nu sau cum? Da, doar așa, tata zice că copiii trebuie iubiți când dor, să nu simtă să... Am înțeles. Când îmi dorm, ca să nu simt că sunt prea lăsătat. Așa. Mama stă cu mine pe la spitale până la 8 ani. De acolo doctorii au zis că lăsată singură că e mai bine, că așa se vadă să devină o persoană cât de cât capabilă și așa. De la 8 ani până la 18 ani am stat singură. Bine, că mami venea la mine odată la două zile, mi-a ducea de mâncare, mi-a ducea de toate, deci nu îmi lipsea. Dar mai ai frați, mai ai surori care te ajută? Din păcate nu. Ah, tu ești singura cea răsfățată, să înțeleg. Da. Și pot zic că toate chestiile pe care am vrut eu să le realizez, o plecat de la mine, în sensul că tata zicea, păi ce să mai faci, zicea, că și așa, ce să ajută, adică ce, cu ce te poate ajuta pe tine liceul ăla? Ce îți lipsește în viață la ora actuală? Copil? Ce îți lipsește la ora asta? De gând. Lucrurile materiale nu adică ai tot ce îți dorești. Pentru tot. Dar probabil înțelegerea sufletească. Da, am înțeles. Hai să vorbesc puțin. Ai avut ocazii pe care le regreți în momentul de față? Da, ocazii pe care, să zic, de a reuși sau de a spune, uite, dacă făceam lucrul ăla atunci, acum nu știu unde eram. Probabil că aș fi vrut să cunosc mai multe persoane cu dizabilitate ca să aflu mai mult stilul lor de a vedea lucruri de și a se descurca în viață și probabil să mai mult printre ele ca să... Acum dar știi că visul tău putea fi împlinit sau poate fi împlinit peste un an de acum încolo? La Stupini Brașov, tabăra ridicată și umblă din 16-23 iulie anul ăsta avem... Sunt aproape 200 de persoane, 150-200 de persoane care se întâlnesc anual timp de 7 zile la Stupini și se bucură împreună, persoane cu dizabilități de locomoție și probleme de vedere. Și probabil că îmi pare rău pe undeva că nu reușesc întotdeauna să fiu mai deschisă sau să mă fac pe interesul oamenilor. Eu cred că ai început ușor, ușor să te faci și înțeleasă și să te deschizi ușor, ușor ca un evantai. Da, da, e nevoie de răbdare că venim din Ardeal, corect. Sebi, da. Tu regrești ceva în viață? Nu te exist. Pentru că eu, da, aș avea unele gânduri, dar nu pot să zic că aș regreta, pentru că atunci când am avut expoziția de pictură în 2009 la Sibiu, am avut expoziție de
profesorul coordonator, profesorul Cucu, ne-a propus dacă aș vrea să mă duc în America cu pictura. Da, și nu te-ai dus. Eu atunci eram la școală și i-am zis, am lăsat loc de subînțeles că nu sunt pregătit să merg în America. O zi mi-a spus că să stai la costum, să vină, nu, să fie interviu și zic eu, nu știu să vorbesc engleză și nu are rost. Deci, ăsta nu e un regret, ăsta e un gând. Am înțeles. Care nu l-a spus nimănui. Da, bun, și hai să vedem când, care e momentul cel mai fericit din viața voastră, dragii mei? Momentul cel mai fericit este atunci când m-am angajat, pentru că mi s-au deschis noi oportunități pentru a vedea viața, partea plină a paharului, a vieții, da. Foarte frumos. Roxana. Cred că din până când am reușit să mă scriu la liceu, pentru că eu mi-am dorit foarte mult și acest lucru s-a întâmplat prin 2009. Bun. Unde te vezi peste 10 ani, Roxana? E grea întrebare, nu știu. Sau cum te-ai vedea? În ce postură? Mi-ar plăcea ca pe viitor, nu știu, să se facă un gen din ăsta în care să se angajeze persoane cu handicap, dar să fie mai mult de locomotiv sau nevăzător, nici de cum cu probleme de altă natură. Dar tot cum te-ai vedea? Cum te-ai vedea așa? Cum ți-ai imagina? Cum te-ai vedea peste 10 ani? Nu știu, în orice caz, mi-aș plăcea să am un partener de viață. Uite, la aici, pe Sebi. Așa. Cu copii poate că da, poate că nu. Mai vedeți voi, asta e treaba voastră. Eu cât am ținut și n-aș vrea să-l ținut și pe el sau să fie... Nu știu, în orice caz, împăcată cu mine. Împăcată cu tine? Nu uita că Dumnezeu e mai puternic decât orice și trebuie să fii împăcată cu tine cât timp ai oamenii alături de tine. Așa-i, aveți dreptate. Bun, ia să-l vedem noi pe Sebi ce spune. Cum s-ar vedea peste 10 ani? Din punctul meu de vedere, peste 10 ani m-aș vedea la casa mea. Da, soția e aici, în dreapta, Roxana. La așa. Casa noastră, da, exact, așa. Casa noastră, cu vreo 2 copilași. Ia uzi, Roxana, 2 copilași te așteaptă. Așa? 2 copii? Mai departe. Aș dori să avem o armonie în familie, să stați împreună, nu? Cred că ăsta e lucrul. Da, să evoluăm împreună. Da, foarte frumos, să creșteți să împreună. Să fim în rând cu lumea și în primul rând ajutându-ne pe noi, vom ajuta și societatea în care trăim. Foarte drăguț. Am câteva întrebări fulger pentru fiecare. Acum vine așa repede o întrebare de ce înseamnă Biblia pentru tine, Roxana? Pentru că am văzut de mai multe ori lucrul ăsta și pentru tine, Sebi.
În trei cuvinte puteți să vă spuneți opinia vis-a-vis de Biblie. Pot Haideți. să încep Da, eu te rog, primul? te rog, trei cuvinte. Biblia, despre Biblie. Da, trei cuvinte. Cum o vezi Cum? pe Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu? Lasă-l, lasă-l, nu râde, nu râde că îți vine și rândul tău. Da? Da? Și adevăr. Bun. Roxana. Încurajare, speranță și certitudine. Bun, mulțumesc. Dragoste în trei cuvinte, Roxana. Bun, pentru Sebi, luptă în trei cuvinte. Da? Mai departe. Nu contează, zi mai departe, nu contează ordinea. Da? Foarte frumos. Suntem pe final. Aș vrea un cuvânt de încurajare din partea voastră, dragii mei, pentru că ne apropiem de finalul ediției Lumea în Obiectiv. O emisiune dedicată oamenilor speciale, dedicată tuturor care au talente, tuturor care au ceva bun de făcut sau de spus, dar și în același timp care sunt obiectivi într-o lume subiectivă. Roxana, aș vrea să adresezi un mesaj celor care sunt la fel ca tine. Fiți voi înși vă, nu orice împrejurare, fiți sinceri, loiali și aveți încredere în Dumnezeu. Mulțumesc, Sebi. Un mesaj pentru cei care sunt la fel ca tine. Da? Natural, da? Natural, da? Să nu aibă alte fețe. Una și bună. Atât, da? Să fie adevărat, să nu se incline în fața adevărului. Ok, mulțumesc. Mulțumesc, dragilor, că ați fost împreună cu mine. Cred că a fost o surpriză frumoasă și aș vrea să o întreb pe final. Fii atentă, Roxana, că e întrebarea ta, pentru că pentru Sebi, da, nu e întrebare pentru el. Cum ți s-a părut surpriza pe care ți-am făcut-o? Pentru că tu n-ai știut nimic, pentru că Sebi va veni în această seară, te-am surprins puțin, pentru a vă aduce, de a povesti puțin despre voi, pentru că știam câte ceva despre voi și am vrut să aflăm și eu, dar și telespectatorii și ascultătorii noștri, care cred că vă văd pe Facebook foarte mult împreună și în cele mai multe poze de pe Facebook, după pagina ta, și, dar și a lui. Cum A ți s-a fost părut? o surpriză plăcută. Pe de altă parte, nu știu dacă cumva așteptată, oricum, la ce Nu, la ce nu te așteptai, că de fapt tu mi-ai propus foarte, vreo două, trei nume, iată că niciunul din ele n-a venit și a venit surpriza care nu știu că te așteptai tu, pentru că n-aveai de unde să știi că s-a lucrat în secret așa, azi, repede. Da, nu,
m-am gândit atunci, pentru că știam că ai emoții de la radio, de pe tipuri, și de aia te-am întrebat dacă ai emoții, pentru că erau de atunci. Dar lucrurile au făcut, au fost făcute în după amiaza asta, ca să știi despre ce e vorba. Deci nu, știi tu, un lucru bun făcut să face repede și sigur. Bun, mulțumesc pentru că ați fost împreună cu mine și vă doresc să îndepliniți visul vostru de a fi împreună și visul lui Dumnezeu de a fi de ajutor unul pentru celălalt și pentru ceilalți. Fiți obiectivi într-o lume subiectivă, pentru că este important lucrul ăsta, și luați-l pe Dumnezeu ca prieten de fiecare dată în viața voastră și încercați să fiți niște lumini în acest pământ întunecat de gânduri negre sau fapte rele. Vă doresc numai bine și ne vedem, dragii mei, peste 7 zile. Până atunci v-am pregătit alte surprize frumoase. Este o vară fierbinte pentru că temperaturile ne țin în casă sau ne scot din casă sau în locuri de munte sau locuri frumoase, exotice pentru cei mai mulți care merg în vacanțele. Dorim vacanță frumoasă și plăcută și momente de neuitat acolo unde sunt ei. Și noi să ne vedem cu alte vești frumoase, cu alte lucruri frumoase, alte valori nobile pe care Dumnezeu ne le oferă și să aveți doar binecuvântări din partea cerului. Numai bine!